Bună revedere! Iată, mergem la sala Ozer Golden a domnului Jean Laxoi. Pregătim o nouă emisiune în care l-avem ca și invitat pe Cezar Buzdugan, campionul romașcan care a participat la DFS organizată de Cătălin Moroșanu. Haideți să realizăm emisiunea! Bună revedere, dragi romașcani, la Roman 24 Online! Astăzi avem ca și temă a emisiunii o gală ce s-a desfășurat la Cluj, în cadrul căruia am fost reprezentați de un romașcan. Pentru dumneavoastră nu este un invitat despre care să nu știți ce este vorba, dar eu ca și gazdă trebuie să-mi fac datoria și să-l prezint pe Cezar Buzdugan, aici de față. Bine ai venit, Cezărică. Bine m-am găsit. El a participat în cadrul galei organizate de Cătălin Moroșanu, DFS, alături de ceilalți colegi ai lui din branșă și a fost chiar primul meci în deschiderea galei, dacă nu mă înșel. A reușit o victorie prin KO, dacă bine spun. În fața unui sportiv un pic mai tânăr decât el. Mult mai tânăr. Mult mai tânăr. Eu zic un pic mai, că păstrăm așa, ca să zică și alții despre mine că sunt un pic mai tineri decât mine, că e distanța cam mărișoară. Și chestia care a fost în raport de tehnică, de viteză, a fost un match pentru cei care l-au văzut live, foarte frumos, cu o priză la public fantastică. Dar să lăsăm pe Cezărică să povestească dinamica meciului, pentru că el este cel mai în măsură, fiind cel care a fost acolo în ring. Cum a fost, Cezar? A fost o gală foarte reușită. Chiar vreau să le mulțumesc atât lui Cătălin Moroșanu, cât și lui Alin Huiu și maestrului Mihai Constantin, că m-au invitat la această gală. O gală reușită, meciuri frumoase. Din păcate, trei dintre sportivi au fost găsiți pozitiv, ar fi trebuit să fie 10 meciuri, dar au fost numai 7. Da, știu că și main eventul galei a fost, sau unul da, din meciurile importante. De main event ar fi trebuit să lupte Florin Lambagiu. Lambagiu, da. Spus Rembo cu unul dintre tutori. Dat fiind faptul că este situația actuală, meciurile respective au picat. Au picat și probabil cu siguranță se vor desfășura în 2021. În gala următoare, da. Unde sperăm să fii din nou invitat. Doamne ajută! Pentru care am înțeles că va reveni și Cătălin Moroșanu chiar la... Da, asta a declarat și Cătălin Moroșanu, că va urca din nou în ring. Da. Pentru că nu poate sta el departe de zona în care s-a consacrat. Efectiv, simte nevoia de meci. Da. Tehnica adversarului tău destul de bine pusă la punct, ținând cont de faptul că are o vârstă totuși fragedă. Da, chiar mă așteptam să am un meci mai ușor, dar n-a fost deloc ușor. Un tânăr cu o inimă de luptător, spun eu, după 3 numărători să te ridici și să vrei în continuare să lupți, înseamnă că... Ai voință. Înseamnă că are voință, da. S-a văzut diferența, în schimb, în latura de maturitate, în tehnică, în abordare, că ai gestionat bine partida, dat fiind faptul că nu te-ai aruncat ca... Da, așa, fără... da, da, având în vedere că este și primul meci pe anul ăsta, cred că și ultimul pe anul ăsta. primul și ultimul. Am încercat să nu mă arunc, pentru că adrenalina și, nu știu, lipsa meciului care nu le-am avut, să spun așa, să rămân cu picioarele pe pământ, să rămân concentrat. Fii cât mai realist și cât mai bine sigur, ancorat da. În realitate. Da, eu țin minte și penultimul tău meci cu Prințul Bădău, care l-am urmărit la... Bădoi. Da. Scuze, eu m-am întâlnit cu ei de atâtea ori, dar n-am avut memoria numelui întotdeauna, pentru că am apreciat omul, anumite laturi. Și efectiv, atunci a fost un meci foarte dificil pentru tine, pentru că Prințul Bădoi, într-adevăr, ar fi cunoscut în media. Și cunoscut și pregătit. La această gală, prima dată s-a luat în considerare, adică prima dată mi s-a spus de o revanșă cu Claudiu Bădoi.
Inițial asta a fost discuția, da? Da, dar am înțeles că nu este destul de pregătit și a refuzat meciul. A, uite, era o chestie, dar probabil poate să parvină chestia cu revanșa în... Sigur, în 2020, de ce nu? Pentru că ar fi un meci foarte interesant. Sigur, eu îl aștept cu mare drag. Ca să vedem cam cum s-au schimbat lucrurile, că e vorba de ceva timp. Da, da. Diferență. Da. Acum depinde la voi și categoria de greutate, nu? Da, dar momentan stau bine la kilogramele care le-am avut cu el în perioada aia. Da. Am avut ceva mici probleme la această gală cu acest adversar, dar într-un final a fost bine, pentru că ar fi trebuit să lupt la o altă gală, Colosseum, la categoria de 77-78 de kilograme. Era o categorie 77, mai, da, și eu aveam, superioară. Da, da, și eu aveam aproape 78, pe când la această gală a fost la 75. A trebuit să mai scad din... A trebuit să mai scad, da, și am ajuns în nivel la 73. Nu, știm și noi ce înseamnă. Latura de slăbire este destul de dificilă datorită aspectului că dacă nu gestionezi bine situația, pierzi din energie. Sigur. M-am simțit un pic slăbit, de la 78 aproape până la 73, în câteva zile mi s-a părut un pic cam mult. Da, un pic cam mult. Dar mi-am revenit. Ce a fost diferit în alimentație? Cum ai reușit să... Că trebuie să explicăm și celor care vor să pună și în practică chestiile astea. Da, am avut grijă să am o alimentație cât mai bună. Vitamine, minerale, fructe. Nu am... Am încercat să rămân la același lucru. Am bineînțeles cu excepția că trebuie să fac un pic de slăbire. În rest, am avut. Da. Păi, ce se întâmplă în momentul în care ajungem să păstrăm o anumită categorie, de asta este bine ca să avem o greutate constantă în timp, pentru că te favorizează din punct de vedere al energiei și pui accent mai mult pe tehnică, nu mai ai un plus la mansardă să pui în practică și alte chestii. Să te mai gândești la acest aspect. Ah, ok. Cum te-au primit băieții? Oricum te cunoșteau, oricum erai din zona respectivă. Mărușan a vorbit foarte frumos despre tine, Cătălin fiind de mai multe ori și pe aici prin... Sigur, apreciat. Am stat chiar în vestiar cu cei de la Scorpion, de la Cătălin Mărușan. De la maestru Mihai Constantin, da, chiar cu ei am stat în vestiar și chiar aș vrea să spun un aspect legat de intrarea mea cu Buzduganul, având în vedere că mă cheamă Buzdugan. Buzduganul a intrat cu Buzduganul. Și luasem legătura, bineînțeles, chiar cu ciobănașul Bogdan Anastase. Cu Bogdan, da. Da, cu Bogdan Anastase, care el mi-a spus să intru cu Buzduganul. L-am întrebat dacă intră și el cu haina lui. Cu haina lui, da, și cu... Și mi-a spus că da, de ce nu? Da. E un aspect care trebuie luat în considerare, zic da, eu. Trebuie specificat că există și latura de imagine, nu doar... Sigur, tocmai. Trebuie să-ți dezvolți o anumită popularitate prin caracteristicile de prezentare, dat fiind faptul că ai oportunitatea și prin natura numelui, că au corelat da, bine da, chestiile, da. Să ai prezența ta acolo, să-ți definești clar prezența, amprenta. Cu Bogdan Anastase am făcut un interviu, un băiat foarte, foarte popular și foarte de treabă. Cu maestru Mihai Constantin am vorbit și mi-a transmis și el că ești un băiat de nota 10. Te-a felicitat încă o dată. Mihai Constantin, un foarte bun antrenor, un foarte bun psiholog, un foarte cald prieten, ca să spun așa, pentru că are un caracter deosebit, un om simplu și care are niște performanțe în palmares cu toți sportivii de invidiat, pentru că a muncit mult, are și rezultate. Are. Dar noi, romașcanii, ne mândrim că avem în cadrul comunității pe Cezărică, care, ați văzut minunea, a făcut un meci de excepție. Ai primit vreun calendar pentru anul competițional ce urmează? Nu. Având în vedere chestia și treaba cu pandemia, deci, nu asta știu, că în orice ramură sportivă există probleme din punctul ăsta de vedere. Nu poate nimeni să aibă o proiecție, să zicem, palpabilă 100%, dar fiind faptul că sunt restricționate anumite zone, sunt restricționate anumite chestii. Dar așa, niște semnale care exista, niște meciuri sau... Momentan nu știu nimic concret. E posibil să mai lupt
la gala lui Cătălin, la Dynamit Fighting Show. Eu aștept cu mare, cu mare nerăbdare o gală, un meci. Un meci. Poate chiar revanșa cu Bădăi. Ar trebui să mai am un meci chiar la Dynamit Fighting Show. Când am... DFS-ul, da, data trecută, data trecută, fost... dar din păcate adversarul meu s-a accidental la număr înainte cu o săptămână sau două, ceva de genul, și nu s-a mai putut deoarece trebuia făcut și testul COVID înainte cu o săptămână, săptămână sau da, ceva da, de genul. Așa ni s-au cerut, așa au fost restricțiile și nu s-a mai putut găsi un alt adversar, ca să spun. A fost prea din scurt chestia, știu fenomenul, ce s-a întâmplat și atunci. Am vorbit și cu maestrul Radu Otcuparu, mi-a zis că în egală măsură el apreciază faptul că ești un tip foarte modest, așa, foarte ascultător. A zis că prin prisma faptului că și CSM-ul deține o sală de box aici, te mai poți antrena din când în când și acasă. Tu, da, făcând antrenamentele... Am ocazia, oportunitatea să mă antrenez și aici în Roman, pentru că nu pot face la Veta în fiecare zi la Bacău. Telespectatorii ar trebui să, sau spectatorii noștri ar trebui să știe că antrenamentele și astea ți le în cadrul clubului sunt la Bacău. Da, sunt la Bacău. Dar cu, din fericire, existând latura de box a CSM-ului, da, există și oportunitatea antrenamentului în zona locală. Sigur, sigur. Radu, având și el o experiență vastă în domeniul boxului, știe bine despre înțeles ce este vorba. M-a ajutat și el foarte mult, atât cu sala, uneori chiar și cu antrenamentele. Un sfat nu trec niciodată din partea unui boxer, kickboxer sau... A, țin minte că ți-am dat și eu un sfat după meciul cu Bădoi, freza. Da. Se pare că am ascultat. Adică am avut o discuție am luat privat. Atitudine. Da, pentru că... Da, a fost un disconfort chiar. Trebuie eliminat orice latură care să-ți distragă atenția în timpul partidei. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca simplu spectator, nu de la distanță, ce am văzut că te-a incomodat la un anumit nivel, da. Chiar a fost zona respectivă. A fost un disconfort. Acum chiar n-ai mai avut nicio problemă. Tehnica, m-am simțit bine, am fost și pregătit pentru acest meci. Așa, cum, și... știi ce nu am prins să urmăresc? Interviurile de la dinainte, din prima zi, când se făceau cântarul oficial. Da, da. Unde s-a desfășurat? Tot în Cluj, în inceta hotelului. Chiar în cadrul hotelului? Da, 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 da. Anterior, când se făceau zona asta de cântar și prezentare, era foarte frumos pentru că veneau ziariștii, veneau toată lumea. Da, da. Acum, iarăși aici s-a pierdut un pic din farmec pentru că restricțiile. Și chestiile astea impedimentează totuși o propagare mai bună a evenimentului. Nu că nu ar fi un eveniment notoriu, este ar fi cunoscut. Dar și Cătălin Moroșanu a avut de suferit și DFS-ul și da, cam toată da, lumea pe și aici ne referim strict la toate sportivă. Sporturile tot, da, am înțeles. Tot la testul COVID nu ai avut probleme, nu ai avut niciun se vede pentru că meciul a avut loc. Da. Spune-mi cum ți-ai pus la cum ți-ai programat, pentru că sunt niște etape când pregătești un meci. Da? Da. Cum procedezi pe tot parcursul ăsta până la meciul în sine? Mă antrenez, bineînțeles, în fiecare zi, pentru că nu se știe niciodată de unde se poate evi o ocazie. Adică mereu încerc să fiu acolo, să fiu în formă. Automat trebuie să fii undeva sus, constant. Și bineînțeles, înainte cu 3 săptămâni urmează chinul, ca să spun așa, forcing-ul, în care trebuie să tragi de tine, pentru că altfel să ajungi la o capacitate maximă. O capacitate maximă. Ți studiezi adversarii pentru că automat sigur, știi despre ce este vorba. Având meciuri, am înțeles că el este campion în Italia. M-am interesat, prin intermediul internetului, pe YouTube, l-am căutat, am văzut ceva meciuri. Bun. Mulți spun că tânăr, 20 de ani. Și eu când aveam 18 ani, eu luptam cu... Aveam meciuri cu luptători de 30-40, chiar mi-aduc aminte. Deci nu este o regulă. Într-adevăr, experiența, da, ok, sunt... E un plus, da. Contează, dar și pregătirea, pentru că experiența, dar dacă nu ești pregătit... Nu, dar s-a văzut destul de clar că nu era un novice. Nu era un sportiv nu, care să nu... Un sportiv foarte bun, după părerea mea. Adică am văzut meciuri în kickbox în care doar brațe.
Ceea ce mi se pare anormal, dar de ce nu mergi la box dacă da, e tehnică low kick, pe când, high kick. Pe când la el am văzut și picioare la cap și la corp și low kick-uri, braț, picior, adică a făcut, eu pot spune că a făcut spectacol, adică că l-am așteptat și am avut mai multă răbdare sau experiență sau nu știu cum asta să spun. Ține cont de altă latură a pregătirii, da. Bineînțeles, dar un sportiv complet, adică braț, picior, ceea ce cred că se vede altfel atunci când lovești cu un picior frumos la cap, ai mobilitate, lovituri și la corp, lovituri joase pe low kick. Păi crescând tehnica, crești și frumusețea sigur sportului, pentru că un sportiv care este complex și pregătit din toate punctele de vedere arată, e ca o artă. Sigur. Și loviturile în sine sunt variate, nu doar un job și un croșeu sau un nu. Exact. Tot paliera de lovituri cu brațele. Al doilea aspect, la picioare, într-adevăr, cum spuneai, și un low kick și un high kick fac altfel sigur latura de tehnică în ring, fiind o poziționare, ringul fiind supra-dimensionat da sus, se vede altceva din public, că și asta e rostul sportului de contact, să se vadă lupta ca o artă, nu așa o bătaie de cartier, vede toată lumea, adică sunt chestii și banale. Și noi căutăm să facem mereu spectacol. Corect, este pentru important că luptăm spectacol. Pentru, bine, luptăm pentru noi, să bineînțeles, să mai câștigăm și un ban, să așa, dar victoria pentru contează, dar contează și modul cum se produce, bineînțeles, da? Pentru că la o gală o să se discute despre meciul cel mai frumos la final. Sigur. Chiar am văzut la Stoica, a fost un pic discuție acolo, ceva comentarii. Da, au fost discuții, din păcate, dar s-a văzut că a câștigat clar, adică și nu a fost. Spun că a câștigat clar. Da, ce n-am înțeles de ce s-a discutat pe lângă, n-avea sens. Da. Andrei a dominat clar, chiar dacă a primit și o lovitură. Da, a primit o lovitură, o contră, dar s-a ridicat. A continuat la mediu. Da, și a câștigat. Nu pot mulțumi cu toată lumea. Absolut, dar mai sunt și critici. Da, sperăm că ele să fie constructive. Știi ce se întâmplă de multe ori și observăm în toate sporturile, aici nu ne referim doar la meciuri de contact. Sunt foarte multe critici venite dintr-o sferă în care habar nu au cu ce se consumă acest produs, să zicem da, așa. Da, da. Pentru că tu știi de fapt munca din spatele meciului, tu ai, vorbim aici de o pregătire fizică, tehnică, alimentară, psihologică, deci multi planuri. Psihologic, cum te pregătești? Cum îți focusezi energiile? În ultimul timp am avut chiar o dată pe săptămână discuții cu doamna psiholog de la noi, de la club, de la CSM Bacău, care vreau să spun că m-a ajutat foarte mult. N-am mai avut până în anul acesta, am avut. Abia acum ai experimentat latura asta. Dar și chiar m-a ajutat foarte mult, chiar atât cu sfaturi, în mare parte cu sfaturi, că da, altceva, da. Dar ajutătoare, adică m-a ajutat foarte mult. Știi, mă uitam așa pe astea de media și pe Facebook, într-adevăr, tu te bucuri de o susținere foarte amplă din partea romașcanilor, dat fiind faptul că ești de-al nostru și atunci când este câte un meci de genul ăsta, toată lumea este ațintit acolo spre, mai ales că fiind transmisia prin X, a fost mai facil să urmărim și noi în timp real ce se întâmplă acolo. Chiar m-am bucurat să văd, măcar din punctul ăsta de vedere, că sportul romașcan unește oamenii și nu-i dezbină, aduce un plus emoțional pozitiv. Că trăim într-o societate care actualmente este într-un picaj, dat fiind faptul că a apărut și acest virus, lumea devine din ce în ce mai haotică și sunt puține clipele în care ne mai bucurăm sau mai știm să ne bucurăm de ceva. Tu cum ai simțit pulsul din de sus, de acolo, de pe ring, așa? Cum ai văzut trăirea aia? Tu când aștepți un meci, ai o încărcătură energetică foarte puternică, da? Pentru că e latura emoțională foarte extinsă. Cum ai simțit, mai ales după meci, după ce ai învins, exact atunci? A fost un moment foarte frumos, dar din păcate, lipsând publicul, da, uite. Dar nu, m-am bucurat foarte mult, dai seama, adică am așteptat cu nerăbdare un meci, fiind primul meci, l-am așteptat cu mare drag și am încercat să dau cea mai bun
și să fac, să fac spectacol, să... Asta s-a văzut, pentru că în raport de ce am văzut cu Prințul Bădoi, ai fost mult mai activ și pe lovituri, adică ai avut repertoriu tehnic un plus. S-a văzut că nu te-ai mai, te-ai disciplinat foarte mult și ai încercat. Copilul sau sportivul cu care ai luptat era mult mai activ, mult mai vioi, avea energie mai multă. Am văzut, da? Am văzut. Și e un factor care te poate consuma din punct de vedere emoțional. Te și poate consuma, dar trebuie să ai foarte, și foarte mare grijă când te arunci, pentru că te poate trebuie, să fii, trebuie să fii precaut, așa cum am fost și eu, cum am fost și eu surprins de Claudiu Bădoi cu meciul respectiv cu el. Da. Ia, s-a văzut că nu era un luptător care să șomeze acolo în ring sau venise. Nu, nu, chiar nu. Că, ca o victimă, nu, nici pe departe. Deși în prezentarea DSF-ului tu apăreai ca fiind un experimentat și asta era realitatea. Ia, cum l-am simțit și la cum l-am văzut în ring, se simțea foarte... În largul lui. Se simțea în largul lui. Nu avea nicio treabă. Nu avea absolut niciun stres, chiar... Am rămas un pic surprins, că, că am cu cine lupta. Dar foarte bine. Da, pentru că în momentul în care ai parteneri valoroși, îți crește și ție... Sigur, doar cu sportivi foarte buni îți poți da seama de... Dezvolți, da, știi unde te afli. La ce nivel ești. Corect. Știi în ce zonă te situezi ca și sportiv. Dacă zona de meciuri de confort aranjate nu prea e ok. Cu cât e mai puternic adversarul, cu atât îți dai și tu seama sigur cât ești de puternic. Așa, singur, boxând cu umbra, e mai dificil să-ți... Ok, latura de antrenament să o dezvolți. Ai energia, ai tot ceea ce trebuie din punct de vedere al sportivului. Dar da. Finalitatea o vezi acolo, sunt roadele, în ring. Sigur, în momentul sigur. În care la final ți se ridică mâna, ți se pune în mânuță cu pișoară de asta micuță. Finiță, da. Chiar arată super ok, chiar sunt foarte frumoase și cred că e una dintre preferatele tale din... Da, sigur. Cred că este cea mai mare pe care o am. Am mai primit cupii, chiar și centură, dar o cupă atât de mare n-am mai primit. Da, Cătălin Moroșanu când organizează ceva, face totul cu tine până la bun sfârșit. El este un perfecționist și știm cu toții ce a realizat și ce sperăm să facă în continuare, pentru că și mie mi-a plăcut ideea că a afirmat continuitatea în ring. Da, da, da. Pentru că și nouă ne dă bucuria să mai vedem niște lupte, niște cadre în care el, știm că el duce până la final. E totul sau nimic. Sigur, un luptător adevărat, un profesionist. Ai discutat cu el acolo la gală, cum a fost? Da, am discutat. Am vorbit frumos. Mi-am mulțumit pentru că mi-a oferit ocazia să lupt din nou în ring. El și are în huiu. Nu pot decât să le mulțumesc și deci, Doamne ajută pe viitor. Într-adevăr, niște oameni, mai, da, oameni de care mă caracter. Mă voi chema iarăși la Dynamite Fight din joc. Atât timp cât ai făcut un meci frumos și ai demonstrat că ești într-o poziție ascendentă, e firesc să fii invitat pentru că mai ai multe de demonstrat. Acum bănuiesc că ești, ai și maturitatea în ceea ce privește latura psihologică și știi să-ți controlezi anumite chestii, ai și tehnica de partea ta, ai și latura de anduranță, pentru că te-ai antrenat, în afară de aspectul că ai și greutatea ideală, tot cumul ăsta ți-ar da, să zic, o oportunitate să mai câștigi câteva meciuri cu luptători foarte buni. Sigur. Și bănuiesc că dorința ta ar fi revanșa cu Bădoi. Bineînțeles. Nu știu, acum chiar n-am mai discutat cu Prințul cam ce categorie ar prinde el acum, că nu știu. Cu pandemia asta cam toată lumea a luat-o haotic așa și dacă scap din e mai greu. Da. Dar fiind luptători profesioniști, nici nu se pune problema cu a ajunge. Așa spun și eu. Am urmărit și interviul cu Roxana Ciuhulete. Da. Era așa, un pic emoționat, un pic, dar și... Sigur, după meci... Și bucuros. Cred că e și normal să am emoții după meci. Da, da. Era euforic, așa, să vedea că ai o satisfacție, că ai atins un obiectiv. Da. Chiar dacă erai, să zic, un pic epuizat de la meci, chiar ai avut o prestanță care ne-a făcut mândri. Că avem asemenea... Oamenii, ai avut toate vorbele la tine, chiar a fost un interviu foarte frumos. Am urmărit în mod expre latura dialogului pentru că eu sunt interesat și de arta comunicării. Da. Știi că noi anterior, când am mai făcut emisiuni, am avut o comunicare... La noi, de fapt, emisiunile sunt discuții între prieteni, hai să fim realiști. Cum
crezi sau ce speri în planul viitor? Am întrebat despre un calendar sportiv, ai spus că nu există așa ceva deocamdată. Cam ce aștepți tu de la viitor? Ce ți-ai propus în linii mari? Mi-am propus să ajung cât mai sus. Din păcate, având în vedere că nu s-au desfășurat campionatele naționale, să pot merge mai departe la europene, la mondiale, o să aștept în continuare tot la gale. Ar fi trebuit să mai am, iarăși nu am spus acest aspect, ar fi trebuit să mai am un meci la Coloseum cu un sportiv foarte bun, dar din păcate am înțeles că a fost plecat și când a venit a trebuit să stea 14 zile în carantină și nu s-a mai... Aceeași problemă. Da. Câte titluri naționale deții, ca să readucem aminte? 9 titluri naționale. Da, un palmares mai mult decât bogat. Deja ne ducem spre... Bine, tu fiind profesionist la ora actuală, nici nu se pune problema. Dar n-ar fi stricat nici al 10-lea titlului. Sperăm că o să vină cât de curând. Da, deci la voi în ramura sportivă nu s-au ținut naționale, nu. Din păcate. Din și păcate. Sunt destule ramure sportive care au tras pe dreapta în acest an. Eu am participat anul ăsta la 2 naționale, dar 2 sporturi pe naționale. Am și văzut. Dar să știi că un sportiv fără eveniment sportiv e un pic scos în offside. Da. Cum, deci anul ăsta a fost destul de dificil. Tu cum l-ai perceput de când a început pandemia? Greu, adică având în vedere că trebuia să ies afară cu declarație, a trebuit să... În perioada respectivă? A fost greu, pentru că neavând unii să facem antrenament, mi-am duc aminte că mă antrenăm chiar și în casă. Da, asta a aplicat toată lumea. Da, sigur. O groază de videoclipuri cu lucru la domiciliu, pentru că sigur. Asta a fost alternativa. Nu existau alte da. Rapoarte mijloace, de da, corect. Înțeles, da. Acum, în ideea în care, bineînțeles, aici era clar obiectivul tău să fii cel mai bun, pentru asta muncești de ani de zile, hai să recunoaștem. Sigur. Care ar fi mesajul tău pentru tinerii care ar vrea să urmeze o carieră de genul ăsta? Cum ai vedea tu că ar putea ei să meargă pe această nișă? Să meargă frumos la sală, la antrenament. Și noi, uite, de exemplu, la Bacău, avem și copii, avem și oameni mai în vârstă. Nu spune nimeni că trebuie atunci când vii la antrenament, în domeniul sportului kickbox, că trebuie să-ți iei pumni în nas, picioare în... Da, e o percepție eronată, știi? Și da, atunci... cred că sunt și părinți care nu-și dau copiii din cauza acestui lucru, dar nu este musai, poți face antrenament, poți face pentru tine. Deci nu... Absolut, ca să te dezvolți ca și individ. Ca să te dezvolți, sigur. Da. Este o lege că trebuie să vii să-ți spargi nasul sau eu știu, nu. Autoapărare, pentru tine să faci mișcare. De fapt, acest sport este o artă, așa am mai spus chestia asta. Sigur. Iată, dragi romașcani, că cu acest timp, un om deosebit, un caracter deosebit, dar mai ales un luptător aparte. Mulțumim, Cezar Buzdugan, și noi... Abia așteptăm următoarea gală ca să avem încă o dată oportunitatea de a sta de vorbă. Și eu vă mulțumesc. Încă o dată felicitări. Vă mulțumesc frumos.